ziua! Bună ziua, vă rog! Practic, la noastră de sus, dar eu să vă rog să vă prezentați. Pentru proces verbal și pentru... de viu care este. Deci, îmi spune Adrian Bordeanu. Sunt procuror în cadrul Procuraturii Generale, secție combatere crime cibernetice. Domnul Bordeanu, refuzări dacă aveți față de membrii Consiliului? Nu am refuzări față de membrii Consiliului. Vă mulțumesc. Sunteți prezent la proba interviului astăzi și este și o revizie generală. De ce dumneavoastră ați aplicat în acest concurs? De ce am aplicat pentru acest concurs? Am încercat să redau în scrisoarea mea de motivare. După ce am absolvit facultatea de drept, în timpul care am activat, deci fiind student, am activat și în calitate de jurisconsult la o bancă comercială, am fost repartizat, pentru că așa erau timpurile atunci se repartiza la serviciu, am fost repartizat în cadrul procuraturii, unde am activat pe parcursul deja a 25 de ani, și fiind un procuror de carieră, întotdeauna am căutat să îmi perfecționez cunoștințele, să cresc ca personalitate. Într-așa o manieră încât să fiu util. Consider că astăzi am, la momentul de față, am atins și ca vârstă și ca experiență suficiente capacități pentru a opta pentru o astfel de funcție, cum este funcția de procuror șef al Procuraturii Anticorupție, și consider că și acea experiență și acele cunoștințe care au fost dobândite mi-ar permite să fac acest pas și să fiu util societății și consider că aș putea face față acelor așteptări pe care societatea le are de la Procuratura Anticorupție. Mulțumesc, vă rog să vă expuneți asupra conceptului pe care dumneavoastră l-ați prezentat. Deci, am prezentat un concept care vizează, în principiu, o prezentare sintetică a Procuraturii Anticorupției, după care am propus spre realizare ca concept de management trei obiective principale. Primul din ele ține de consolidarea instituțională a Procuraturii Anticorupției, al doilea, consolidarea și apărarea statutului procurorului în Procuratura Anticorupției și cel de-al treilea obiectiv și poate cel mai așteptat și cel mai important al conceptului de management ține de valorificarea eficientă prin măsuri flexibile și active a resurselor umane, materiale și financiare care să fie orientate spre, în primul rând, combaterea eficientă a corupției la nivel înalt, investigarea eficientă a infracțiunilor macroeconomice, adică cei ce ține de fraudele și gestionarea frauduloasă a finanțelor publice și încă un obiectiv încă un subpunct la acest al treilea obiectiv ține de prevenirea și combaterea obținerii sau utilizării frauduloase a resurselor provenite din finanțări externe, indiferent sunt aceste granturi sau împrumuturi. Deci, cum o să vedeți mai jos, acest deziderat sau acest obiectiv îl rezultă din obligațiile externe ale Republicii Moldova și în special din prevederile acordului de asociere a țării noastre cu Uniunea Europeană. Deci, pentru a formula prioritățile echipei de conducere a Procuraturii Anticorupție, este necesară, în primul rând, o diagnoză a instituției, o evaluare realistă a situației actuale. Deci această diagnoză trebuie să fie bazată, în primul rând, pe competențele Procuraturii Anticorupției și, în special, pe atribuțiile procurorului șef al acestei entități, prioritățile de politică penală ale statului în materie de prevenire și combatere a corupției și angajamentele specifice asumate de către Republica Moldova prin intermediul tratatelor internaționale sau acordurilor internaționale la care facem parte. Deci, Procuratura Anticorupției a fost înființată pentru investigarea corupției la nivel înalt, dar, cu părere de rău, astăzi se constată așa o situare de-a lucrurilor în care competența sa de urmărire penală este una mult prea largă, mult prea amplă și include
o multitudine de infracțiuni care, investigarea unor infracțiuni care inclusiv nu se atribuie categoriilor de corupție. În același timp, această competență mult prea largă face ineficientă activitatea Procuraturii în anticorupție, în materie de combatere a corupției la nivel înalt. Această constatare a fost făcută nu de către mine, această constatare este făcută și de către partenerii noștri de dezvoltare. În special, aceasta o găsim în avizul din anul trecut, din 2021, a Fondului Monetar Internațional sau raportul pe țară a Fondului Monetar Internațional. Deci, cu toate acestea, nu putem să spunem că pe parcursul activității sale Procuratura Anticorupție nu a performat. Ea a performat pentru că, luând în considerație acele momente la care a început și s-a format această instituție, au fost obținute anumite succese care trebuie să fie recunoscute. Dar, dincolo de aceste succese, avem deficiențe, avem fenomene negative în cadrul instituției care urmează a fi depășit. Iarăși, pornind de la constatările făcute în raportul Fondului Monetar Internațional, precum și în raportul Departamentului de Stat a Statelor Unite, în raport cu Procuratura, cu ceea ce ține de combaterea corupției în Republica Moldova, se constată următoare starea lucrurilor, că independența slabă a Procuraturii și nivelul ridicat de corupție în agențiile de aplicare a legii și sistemul judiciar și în politică este văzut ca afectând negativ capacitatea țării de a lupta împotriva corupției și infracțiunilor conexe. Astfel, asigurarea executării măsurilor anticorupției este considerată ineficientă, selectivă, generând percepții de impunitate. Eu sper că până la finalul acestui discurs să vă conving și de acele măsuri care eu le văd în scopul depășirii acestui fenomen sau acestei percepții în societate a impunității. Și am să vă spun și care sunt acele activități sau acțiuni care ar permite depășirea acestei stări a lucrurilor. Deci, cum am spus, deși există deficiențe, există și anumite succese în activitatea Procuraturii. Ele sunt poate nu atât de vizibile, dar noi trebuie să recunoaștem că la ziua de astăzi avem pe rolul Procuraturii Anticorupției și instanțelor de judecat cauze în privința deputaților, în privința reprezentanților executivului, în privința reprezentanților justiției, ce demonstrează că în final, Procuratura Anticorupției totuși și-a asumat acest rol de combatere a corupției la nivel înalt. Pe lângă aceasta, putem recunoaște că există anumite succese în ceea ce privește depistarea cauzelor unde sunt unor fenomene de corupție în anumite entități, în anumite structuri și destructurarea de rețele de corupție în aceste structuri. Atenția publicului a fost adusă așa exemple în anul precedent, dacă vă aduceți aminte, situația cu reținerele la Institutul de Proiectare și Organizare a Teritoriilor, unde era pusă o schemă de corupție care viza schimbarea gradului de bunitate a terenului în scopul de schimbare sau modificare a destinației acestor terenuri și în special a terenurilor agricole și excluderea lor din fondul agricol. Au fost destructurate alte scheme, în special societatea a recepționat și a reacționat pozitiv la reținerile la Poliția de Frontieră în anul precedent, unde erau puse scheme de extorcare a mijloacelor financiare la ieșirea cetățenilor din țară atunci când ei nu pot apela o structură anticorupție. Mai cu seamă, dacă vă dați seama, un cetățean este constrâns în situația în care avionul, iată, trebuie să plece, iar Poliția de Frontieră îi pune anumite impedimente de a se deplasa în mod liber, din anumite considerente, fie reale, fie inventate. Și alte exemple le pot fi aduse. Însă toate aceste succese care au fost obținute de către Procuratura Anticorupției sunt insuficiente
Și atunci când voi vorbi despre obiectivele pe care le propun să fie realizate în calitate de manager, deci o să evidențiez anume deficiențele care și modalitatea de a le depăși aceste deficiențe. Și, cu permisiunea dumneavoastră, trec la primul obiectiv din cele care le-am anunțat, deci care ține de consolidarea instituțională a Procuraturii Anticorupției. Deci acest obiectiv cuprinde următoarele măsuri, în special asigurarea independenței Procuraturii Anticorupției, asta ține de independența instituțională, obținerea propriului buget, dezvoltarea propriului aparat. Colaborarea cu alte instituții implicate în asigurarea bunei gestionări a resurselor publice și de prevenirea corupției, dezvoltarea relațiilor cu instituțiile similare din alte state și cu organismele internaționale, participarea activă la procesul de elaborare și ajustarea cadrului normativ în materie de prevenire și combatere a corupției, dezvoltarea unei comunicări publice prin care să fie asigurată transparența activității. Deci, primul aspect care ține de asigurarea independenței Procuraturii Anticorupției, eu vreau să subliniez și să insist pe aceasta că doar ajustarea competenței Procuraturii Anticorupției pentru a ținti exclusiv corupția la nivel înalt ar putea rămâne pur și simplu un deziderat declarativ dacă nu va fi asigurată independența acestei instituții și o colaborare corectă și multidimensională cu alți actori implicați în prevenirea și combaterea corupției. Deci, anchetele pe cauzele de corupție se concentrează actualmente mai degrabă pe mită măruntă și pe cetățeni și nu pe funcționarii publici, în timp ce unele tipuri de corupție, cum ar fi de la pederele, deci sunt trecute cu vederea, acțiunile funcționarilor de rang înalt nu sunt supuse unor investigări eficiente. Pedepsele în cauzele de corupție par îngăduitoare și nu descurajează această activitate foarte și foarte nocivă pentru întreaga societate. Aceasta este la fel o concluzie făcută în raportul pe țară a Fondului Monetar Internațional. Țintirea corupției la nivel înalt ar necesita, în primul rând, ajustarea, cum am spus, a competenței de anchetare a Procuraturii Anticorupției. Încă în anul 2020, Procuratura Generală a înaintat Ministerului de Justiție o viziune sau un proiect de lege prin care se propune modificarea prevederilor articolului 270 prim al Codului de Procedură Penală, în care se prevede sau se propune a revedea acele categorii de subiecți și acele categorii de infracțiuni care să țină de competența Procuraturii Anticorupției. În special, eu aș vrea să atrag atenția că astăzi în legislație nu există o noțiune de corupție la nivel înalt, ea poate fi dedusă doar de prevederile acestui articol 270 prim, care redă nu altceva decât competențele Procuraturii Anticorupției. În acest articol, actualmente, o să observăm anumite deficiențe care țin de lipsa în competența Procuraturii Anticorupției a unei infracțiuni atât de importante cum este îmbogățirea ilicită. Ea este dată în competența exclusivă a Centrului Național Anticorupție, indiferent de subiect. Dacă citim conținutul legii, observăm acest aspect. Pe lângă aceasta există o multitudine de subiecți atribuiți în competența Procuraturii Anticorupției, care, la părerea mea, ar putea fi excluși și transmiși în competența altor instituții. Urmărirea penală în privința acestor subiecți. Deci, aici aș putea să menționez acei administratori de insolvabilitate, executorii judecătorești care deși fac parte sau participă la înfăptuirea sau realizarea actului de justiție sau punerea în executare a actului de justiție, totuși atribuirea lor în urmăririi penale în privința acestora în competența Procuraturii Anticorupției,
Să mă credeți că distrage o atenție foarte mare și resurse substanțiale ale Procuraturii Anticorupției. Eu, în perioada în care am activat în calitate de procuror șef interimar al Procuraturii Anticorupției, o perioadă noată de îndelungată, ceva mai puțin de 4 luni, am observat că numărul acestor adresări din partea cetățenilor cu privire la acțiunile pretinse ilegale a acestor categorii de subiecte este unul destul de impunător. Dar nu văd raționamente pentru care această categorie de subiecte este atribuită anume în competența Procuraturii Anticorupției și în ce măsură acțiunile lor pot fi atribuite la categoria de infracțiuni de înaltă corupție. Paralel cu revizuirea competenței Procuraturii Anticorupției este necesară și revizuirea competenței al Centrului Național Anticorupție. Deoarece astăzi, eu am să mă opresc pe parcursul discursului, multe sau un număr substanțial a cauzelor care sunt instrumentate de către acest centru țin de corupția mică și se reduc la trafic de influență sau la mită măruntă, iar subiecții care sunt reținuți de către această entitate sunt nu altcineva decât cetățenii simpli, numărul lor fiind unul substanțial în numărul de persoane în privința căruia centrul finalizează urmărirea penală. Iar subiecții speciali, funcționarii publici, respectiv, sunt într-un număr mai redus ca și subiecți în privința cărora această entitate instrumentează cauze penale. Dar să ne întoarcem la consolidarea... Ce spus, domnul Prudean? Noi avem foarte multe întrebări și avem timpul de 45 minute. Dacă se poate un pic răspunsuri mai succinte și mai... Că nu o să ne încadrăm în termen. Ok, încerc. Nu, pentru dumneavoastră expuneți modificările care trebuie să le facă Parlamentul la legislație. Cumva, dumneavoastră nu candidați la poate deputat. Vedeți, oare, domnul ministru, există în legea cu privire la procuratură așa un articol 8 care presupune competențele Procuraturii Generale și la care se vorbește despre faptul că aceasta are o atribuție de a participa activ la elaborarea actelor normative care țin de competența sa. Și în acest context, eu nu cred că atitudinea Procuraturii Generale sau a conducătorului unei entități cum este Procuratura Anticorupției nu contează. Ea contează și contează mult pentru că anume lipsa de expertiză din partea specialiștilor în materie de prevenire și combatere a corupției atrage după sine. În final, faptul că noi obținem niște legi care sunt o realitate undeva politic, eu intuiesc că apariția acestor executori judecătorești și transmiterea lor în competența Procuraturii Anticorupției, la fel ca și administratorii din insolvabilitate, au fost plasate de către politic în acest segment și în acest loc pentru a controla anumite fenomene. Ultimați cu început. Asta a fost o remarcă, dar nu cred că trebuie să dezbatem. Deci despre competențe am vorbit. Acordarea unui buget separat Procuraturii Anticorupției, aceasta este deja o măsură care este depășită de aspectul legislativ, pentru că legea privind procuraturile specializate prevede că aceste procuraturi specializate, adică Procuratura Anticorupției și Procuratura pentru combaterea crimei organizației și cauze speciale, urmează să aibă propriile bugete sau divizate în cadrul bugetului Procuraturii, care să fie gestionate de către conducătorii acestor entități. Eu pot să vă descriu referitor la deficiențele care apar în materie de gestionare a resurselor și care țin de ceea ce putem evidenția numirea sau dispunerea de expertize contraplată, efectuarea de traduceri, deci contraplată și așa mai departe, unde procuraturile specializate și, în primul rând, Procuratura Anticorupției este lovită de aspectul că urmează să apeleze de fiecare dată
la Procuratura Generală pentru a obține aprobul acestor cheltuieli și a, să spunem, cu riscul de a obține și anumite refuzuri. Pentru că eu pot să vă descriu și cazul când într-un dosar de rezonanță, eu iarăși nu am dreptul sau nu am permisiunea celor care gestionează cazul să dau anumite detalii, dar era vorba despre numirea unei expertize complexe în materie economică pentru care a fost solicitată o sumă de 125.000, de care nici Procuratura Generală la acel moment nu dispunea. Iar încercarea de a obține alte concluzii pe calea adresărilor la guvern au dat roade foarte și foarte cu mare greu. Toate că cauza care era instrumentată în interes public și ținea de anumite obiecte proprietate publică și gestionarea acestora. Deci există pe intern și o altă problemă, iarăși o să puteți să-mi reproșați că este de ordin legislativ, dar în cadrul Procuraturii Anticorupție activează nu doar procurori, avem ofițeri de urmărire penală și ofițeri de investigație. Astăzi statutul acestor categorii de angajați ai Procuraturii Anticorupție este absolut și absolut nereglementat. Deci ofițerii de investigație ai Procuraturii Anticorupției sau care sunt delegați din alte structuri nu pot desfășura în sensul deplin al cuvântului o activitate specială de investigație. Dar această activitate ar trebui să fie orientată anume în direcția investigării speciale a cauzelor de rezonanță și de corupție mare. De ce ei nu pot desfășura această activitate? Deci legea cu privire la activitatea specială de investigație în articolul 6 presupune că această activitate de investigație se efectuează de către ofițeri de investigație a subdiviziunilor specializate în cadrul subordonate Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Protecției și Pază de Stat, Serviciul VAMAL și Administrația Națională a Penitenciarilor. Deci, reieșind din aceste prevederi a legii, ofițerii de investigație ai Procuraturii Anticorupției nu sunt regăsiți. Deci, oricare activitate specială de investigație desfășurată de către acești subiecți se va lovi de lipsă de legitimitate. Și, în consecință, anularea rezultatelor activităților acestora. În consecință, acești ofițeri de investigație sunt utilizați ineficient, ei sunt folosiți mai mult, mă scuzați, pe post de curieri și asistenți ai procurorilor. Aceeași situație și cu reglementarea statutului ofițerilor de urmărire penală, nu doar a celor de investigație. Ofițerii de urmărire penală, care sunt delegați și activează în cadrul Procuraturii Anticorupției, la fel lipsesc ca subiecți ai urmăririi penale, care pot desfășura urmărirea penală în codul de procedură penală. Ne mai vorbim de legea privind statutul ofițerului de urmărire penală. Ceea ce iarăși pune sau duce la faptul că acești ofițeri nu pot fi folosiți în manieră deplină și activitățile lor se reduc la anumite acțiuni de ordin tehnic. Executarea anumitor indicații ale procurorului de caz, efectuarea de acțiuni care au fost dispuse, să spunem, ridicare sau altă acțiune dispusă decât procurorul de caz. În final, dacă să citim corect legea, ei nu ar avea nici măcar dreptul să primească o sesizare de privire la comiterea unei infracțiuni de corupție. Un aspect foarte, foarte important în materie de consolidare instituțională a Procuraturii Anticorupției ține de colaborare cu alte instituții implicate în asigurarea bunei gestionari a resurselor publice și de prevenirea corupției. Deci, trebuie să înțelegem riscurile care le comportă și acea spălare de bani și posibilitățile și capacitățile care ne acordă activitatea Autorității Naționale de Integritate. Astăzi, ceea ce este mult și foarte important în activitatea Procuraturii Anticorupției este instituirea unui grad înalt de cooperare cu toate structurile
implicate în activitățile de prevenire și combatere a corupției în manieră ca să fie un schimb eficient și un schimb, hai să spunem, la oră a informațiilor. Informațiilor de la ANI, SPCSB, de la SIS, CNA, Curte de Conturi, alte structuri care deci pot furniza informații privitor la modul cum se gestionează bunurile publice, modul în cum se comportă funcționarii publici, mod privind averile acestora și așa mai departe. Utilizarea informațiilor financiare pentru depistarea corupției, deci este subliniată importanța acestora de, inclusiv de Manival în raportul său din 2019. Eu aici s-ar putea mai mult de desfășurat, în care, pe care segmente mai, deci, acest serviciu de prevenire și combaterea spălării banilor a obținut anumite succese. Succesele sunt, se reduc doar la două cauze mai importante, care țin de frauda bancară și de ceea ce ține de spălarea banilor în cauza Laundromat. În rest, această structură încă nu a atins cotele sau eficiența necesară și posibilă pentru a combate corupția la nivel înalt și a furniza informațiile corespunzătoare privitor la veniturile sau mișcarea deci, și beneficiarii mișcării acelor resurse financiare care sunt dilapidate sau au o tentă coruptibilă în ceea ce ține proveniența mijloacelor. Acest moment este subliniat și de către Manival în raportul său. Ce să spun, domnul președinte, au trecut 20 minute, poate trecem la sesiune, trebuie răspunsuri, nu o să ne cădere în 45 minute. Nu înțeles că e jumătate de oră pentru, nu? Da, așa am înțeles. 5 minute prezint cu deceptul și 30 pentru întrebări. Jumătate de oră. Dumneavoastră aveți încă nevoie de cât timp că ați voi expune să asupra conceptului? Eu sunt noastră lumea, e 5 minute și atât. 5 minute nu e suficient. 10 minute mai. Și tot așa asta o să fie fugit. E clar, bine, ce trebuie spus asta. Spuneți, vă rog, obiectivele principale, este cerința mergerilor. În principiu, conceptul doar este prezentat. Nu, dintre cele ce nu este inclus în concept, am să vă mai spun, ce ține de... Da? Dacă m-am abătut, ok. Deci despre participarea la elaborarea și ajustarea cadrului normativ am vorbit ceva, cu toate iar și stimul de spus. Există momente legate și de legea procesuală care urmează a fi modificate. Deci, nu în ultimul rând, acolo când vorbim despre deci, consolidarea instituției Procuraturii Anticorupției, trebuie să mă refer și la dezvoltarea unei comunicări publice prin care să fie asigurată transparența activității. Deci, în statele de personal a Procuraturii Anticorupției există unități de comunicatori cu mass media. Însă aceste unități, în cazul Procuraturii, sunt permanent vacante. Aceasta duce la faptul că comunicarea publică a instituției este una sub nivel, pe lângă toate, această subdiviziune ar putea să preia și așa o obligație, cum este prelucrarea informațiilor publicate în mass media, din care rezultă anumite evenimente sau cazuri de corupție, pentru a fi luate în evidență și investigate după caz. Pe lângă aceasta, lipsește și la moment încă site-ul Procuraturii Anticorupției, care este în proces de formare de, și eu cred că în acest an el va fi implementat, acest site al Procuraturii Anticorupției. Cu permisiunea deci dumneavoastră, să trec la cel de-al doilea obiectiv, consolidarea și apărarea statutului procurorului în Procuratura Anticorupției. El, acest obiectiv reiese din standardele internaționale și cerințele ca de independență și imparțialitate a procurorului. Deci, acolo unde vorbesc despre independența procurorului, nu vorbesc despre acele garanții
de lege. În primul rând, această independență este o independență în interesul justițiarului și ea recurge nu din altceva decât din Declarația Universală a Drepturilor Omului, care presupune dreptul la o instanță independentă. Deci, independența procurorului este nu altceva decât garantarea unui justițiabil că el are acces la o instituție și la o persoană independentă și care nu este supusă anumitor presiuni din exterior sau din interiorul sistemului. Și aici independența procurorilor va fi evaluată sub aspect de capacitatea fiecărui de a respinge aceste presiuni care sunt făcute asupra procurorului și nu existența sau inexistența garanțiilor de independență. Integritatea personală, imparțialitatea și deci vor fi acele criterii după care vor fi selectați procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupției. Eu sunt de părere că o parte din, ținând cont și de acea declarație privind statul capturat de la 2019, există motive pentru a evalua însăși efectivul acestei procuraturi anticorupție și a vedea cine a fost implicat în activități de urmărire pe criterii politice sau de a efectuat anumite urmăriri la comandă politică sau de altă natură sau în interesul anumitor grupuri. Da. Deci, ultima la ce vreau să atrag atenția este la acest al doilea obiectiv, ține de angajarea procurorului șef al Procuraturii Anticorupției de a proteja subalternii, de a proteja familiile acestora, cerința de a combate corupția la nivel înalt implică și un grad sporit de riscuri pentru procurorii antrenați. Și în lipsa de garanții, de ordin social și chiar de siguranță personală, o luptă eficientă cu corupția la nivel înalt, care are o capacitate înaltă de a riposta, este una imposibilă. Sub acest aspect, deci, angajamentul procurorului conducător al Procuraturii Anticorupției va ține de anume asigurarea acestei securități al procurorilor din cadrul Procuraturii Anticorupției. Și al treilea obiectiv, ceea ce ține de investigarea eficientă a corupției la nivel înalt. Investigarea corupției la nivel înalt, după cum am spus, are mai multe impedimente. Unul din ele vorbit despre competența mult prea largă a Procuraturii Anticorupției, care este orientată la toate genurile de corupție și se propune diluarea acestor competențe, transmiterea unora din categoriile de infracțiuni de corupție, poate chiar la alte organe, cum ar fi organe afacerilor interne, procuraturi teritoriale, când e vorba de corupție la nivel mic, să spunem, aceleași comune, sate, la nivelul organizațiilor raionale. Iar Procuratura Anticorupției și Centrul Național Anticorupției să se axeze pe respectiv corupția la nivel înalt și hai să o catalogăm pe cea pentru CNA ca cea de nivel mediu. Mai multe surse în materie de prevenire și combaterea a corupției, inclusiv ONG-uri, mediul academic, sublinează mai multe impedimente care s-ar rezuma la combaterea marii corupții, care s-ar rezuma cam la următoarele. Prima, activitățile speciale de investigație sunt neorientate. Ele, chiar și acea structură internă, cum sunt organizate activitățile speciale de investigație, poate nu ar trebui să dau prea multe detalii, ele nu vizează acea corupție de nivel înalt. Ele vizează anumite sectoare ale economiei sau sectoare ale societății în care se investigează. Rolul nesemnificativ, al doilea element, deci este rolul nesemnificativ a anumitor structuri, în primul rând a Curții de Conturi, a Inspecției Financiare și a Ministerilor de Resort pentru prevenirea și combaterea corupției. Dacă să vorbim despre ministerie, atunci și nu doar de ministerie, oricare ministerie în contextul când vorbim despre combaterea corupției la nivel înalt. Dar oricare entitate are obligația de a respecta niște prevederi a legii privind integritatea instituțională. Această lege prescrie conducătorilor de toate nivelurile în cadrul instituției se întreprinde anumite măsuri de prevenire a
comportamentul coruptiv. Aici e vorba și despre regimul declararii averilor și despre regimul conflictelor de interese, evitarea favoritismului, respectarea regimului cadourilor, deci și multe, multe alte aspecte. Și una din obligațiile oricăror dintre conducători de toate nivelurile, iar atunci când vorbim despre combaterea corupției de nivel înalt, deci la nivelul ministerului, este obligația de a informa organele despre acele încălcări și acele abateri sau acel comportament coruptibil despre care le s-a devenit cunoscut. Deci, încă un aspect care este subliniat ca o deficiență este colaborarea cu mass-media și în rapoartele FMI-ului se sublinează în o așa aspect că acele publicații în mass-media care cu privire la corupția la nivel înalt nu sunt investigate la nivelul corespunzător. În acest aspect am spus că aș intenționa să ca serviciul de presă sau procuratorul anticorupției să lucreze cu toate aceste informații, ele să fie preluate și să fie raportat privitor la rezultatele examinării acestor informații. Un alt aspect care contează este imunitatea unor categorii de persoane implicate în schemele de corupție, dar se observă că politicul actualmente întreprinde măsurile cuvenite în vederea înlăturării acestui anume impediment în prevenirea și combaterea corupției la nivel înalt. Și nu în ultimul rând, ultimul sau cel de-al patrulea impediment ține de scurgerile de informații în cauzele de corupție. Deci aceste scurgeri de informații se petrec mai mult din următoarele considerente. Este o garnitură prea sofisticată a organelor implicate, deci Procuratura Anticorupției, CNA, SPCS, BSI, SANI, ARBI, etc. Și este greu uneori de a urmări sau a spune care este anume sursa de unde s-a avut loc scurgerea de informații. Un alt element ar fi specificul național al țării noastre. S-ar vorbi așa ca să nu explic prea greu, la noi cum spun moldovenii, pământul e mai rotund ca în alte părți, și unul cu altul se cunosc și scurgerea de informații în interesul unei sau alte persoane poate să fie și din interese personale sau din relații, să fie condiționat de anumite relații personale. Un alt motiv de scurgere a informațiilor este graba unor instituții de a plasa public detalii despre rețineri, percheziții și chiar imagini capturate în rezultatul măsurilor speciale de investigații. Și acel fenomen al justiției televizate. Deci am spus că în scopul combaterii corupției la nivel înalt este neapărat necesară reorientarea investigațiilor de la cetățeni către funcționarii publici și corupția în sectorul public. Doamne, deci, vă rog, poate e o prima întrebare, nu, domn Bordeanu? E o întrebare care eu voi adresa tuturor membrilor, tuturor candidaților. Deci una din problemele majore a procuraturii este lipsa de credibilitate. Nu intrăm în detalii ce s-a întâmplat asta, pentru că știm foarte bine că procuratura, de exemplu, în timpul statului capturat, a contribuit la crearea de majorități parlamentare sau tot în timpul statului capturat sau când statul capturat era afectat, peste 600 de procurori din 660 au semnat plângeri pentru a păstra statul capturat. Sau mai nou, procuratura a contribuit la faptul că unele persoane în raport cu care există mari suspiciuni că au furat din banii cetățenilor au fost lăsați liberi să fugă din țară și acum este foarte complicat să-i aduci. Întrebarea mea, ce ați face dumneavoastră pentru a crește credibilitatea procuraturii în fața cetățenilor și în fața societății? Pentru că fără credibilitate, indiferent câte succese
cantitative nu ar avea o procuratură, anticorupție, PC Cox, general, lucrurile nu se vor schimba. Mulțumesc. Mă rog, Dominică, dacă răspunsul la întrebări poate fi încadrat în 2-3 minute ca să reușim mai multe întrebări. Adică dacă puteți în 3 minute, vreau să maxim. Eu aici, din întrebarea aceasta, minimum vreo două am dedus. Așa că eu nu cred că e posibil în 2 minute a expune, dar o să încerc. Da, există această percepție în societate și referitor la faptul că Procuratura și-a avut rolul său în ceea ce era statul capturat. Probabil că funcția de procuror general a fost întotdeauna cea mai revenită de către cercurile de influență, fie de ordin politic sau de alt ordin. Vorbind despre acea declarație semnată de către 6 de procurori, eu aș vrea să vă spun așa, eu n-am semnat acea declarație. Și nu am semnat-o pentru că nu eram la serviciu sau... Eu n-am semnat-o din principiu. Pentru că am găsit în ea două rânduri, două propoziții care urmau a fi puse la îndoială și puteau fi dezbătute. Chiar la insistența anumitor conducători din procuratură de la acel moment, am intrat într-un conflict, nu deschis, am într-o discuție aprinsă, să nu-i spunem conflict, și am refuzat semnarea acestei scrisori. Și semnătura mea pe această scrisoare nu o s-o găsit. Toate că eram la serviciu, nu eram în concediu, nu eram în altă parte, nu eram în delegare. Aceasta a fost poziția mea, personală. În rest, această scrisoare, cu excepția două, trei propoziții, ținea de niște principii generale care asigurau independența procurorilor, la care eu eram gata să subscriu. Nu eram gata să subscriu numai la ceea ce ține de a asuma acțiunile anumitor conducători. Dar, dincolo de aceasta, eu am spus, eu n-am semnat. Creșterea credibilității, da. Deci, în situația în care fiecare va fi responsabil de ceea ce face, va crește și credibilitatea. Pentru că acest exercițiu sau acest sentiment al gloatei nu este unul prea bun pentru a crește credibilitatea. Deci, pentru a crește credibilitatea, procuratura trebuie să devină una transparentă, dar transparentă în sensul bun al cuvântului. Să aducă la cunoștință cetățenilor acțiunile sale, dar fără a abuza de drepturile persoanelor la viață privată, la prezumția de nevinovăție și multe alte aspecte, fără a aduce prejudicii interesului urmăririi penale. Deci, da, noi, procuratura are anumite reticențe și există anumite sincopii în ceea ce ține de comunicarea cu mass media. Este și o parte de vină care ar trebui să-și o asume mass media, pentru că există și un cod de etică al jurnalistului care presupune că atunci când se aduc anumite comentarii referitor de către o parte într-un proces, neapărat trebuie să urmeze și comentariile părții opuse într-o procedură. Ceea ce nu se respectă această obligație de distanță și a mass media. Ceea ce duce în final la niște învinuiri reciproce. Justiția către mass media, mass media către justiție. Deci, o comunicare corectă și echidistantă cu mass media este absolut necesară. Iar eu o să mă folosesc de această întrebare pentru a vă aduce acele elemente pentru a exclude impunitatea din justiția, și anume impunitatea în ce privește justiția în cauzele de corupție de nivel înalt. Pentru aceasta noi trebuie să trecem la o modalitate nouă de evaluare a activității procurorilor. Nu acel pescuit sportiv, cum cineva l-a numit, dar evaluarea activității după rezultatele examinării în instanță de judecată. Astăzi, în instanță de judecată, dacă să vorbim despre
cauzele de mare corupție sunt învinuite de tergiversare și amânare nejustificată pe termen îndelungat a cauzelor anume în ceea ce ține de cauze de mare corupție. Ca exemplu, Departamentul de Stat a Statelor Unite, raportul său care l-a publicat în această primăvară, aduce exemplul cauzei Shor, unde menționează că această cauză se transmite de la un judecător la altul sau se amână pe durate mari fără a fi examinat fondul cauzei. Deci cât am activat la Procuratura Anticorupție, mi-am făcut pentru mine o concluzie. Acest mecanism de desemnare a completelor speciale de examinare a cauzelor de mare corupție este unul ineficient. Deoarece formez un complet, cineva a examinat un mandat la arest, cineva a autorizat o măsură specială și așa mai departe, completul se destramă, examinarea abținerilor, examinarea recuzărilor și amânări interminabile. O soluție care eu o propun în acest plan managerial este de a reveni în cauzele de corupție la așa un principiu al justiției care se aplica mult mai înainte, cum este continuitatea procesului penal. Adică, dacă un complet a intrat în examinarea unei cauze de mare corupție, nu trece la examinarea unei alte cauze până nu finalizează acest dosar. Imediat se soluționează problema tergiversărilor. Imediat, eu vă dau acest principiu ar putea fi aplicat și în situațiile cu persoane arestate și în cauzele privind minori. Deci, această judecare a rezultatelor după examinările în instanță, asta ar permite să credibilizăm activitatea Procuraturii Anticorupției și a Justiției pe ansamblu. Acum, cu cei ce ați spus că au fost lăsați liberi unii infractori să fugă din țară. Nu, asta a fost ca exemplu, domnul Bordeanu. Dumneavoastră, uitați-vă, dacă să vă sufer întrebarea în 30 secunde, totuși trebuie să încercați să răspundeți în 2 minute. Nu puteți să dezvoltați un referat de 45 de minute, cu tot respectul. Adică asta a fost un apropo, ca să fie clar întrebarea. Procuratura nu este credibilă la momentul de față? Pentru că de-a lungul timpului s-a întâmplat asta. Asta au fost 3 exemple. Eu pot să vă aduc 300 de exemple. Domnul Bordeanu, vreau să vă întreb despre o problemă majoră care există la moment în cadrul sistemului de justiție. Multe persoane despre care se știe bine reieșind informațiile oferite de însuși procuratură sunt fugiți din țară. Procedurile de extradare merg greu. De asemenea, mulți bani furați din Moldova se aflau sau încă se află pe teritoriul altor jurisdicții. Situația nu este bună nici chiar acum, când față de Republica Moldova există deschidere din partea actorilor externi. Întrebarea este următoare. Ce o să faceți și cum o să faceți ca, pe de o parte, să duceți fugarea înapoi pentru a fi diferiți justiții, iar pe de altă parte, în măsură în care asta este posibil actualmente, să aducem bani înapoi furați la cetățeni? Deci, ceea ce ne oferă legea, ceea ce putem să facem. Astăzi, fugarea din țară pot fi aduși doar prin intermediul procedurilor de extradare, iar acestea pot fi eficiente doar în situația în care vinovăția lor va fi probată, nu va fi demonstrată o urmărire pe alte criterii decât cel juridic. În alte condiții, noi putea să ne lovim de refuzul de a fi extradată persoana respectivă. Deci, doar respectând rigorile legii, noi vom putea aduce aceste persoane înapoi în țară. Referitor la urmărirea activă. Deci, în acest plan de management este dezvoltat așa un subiect cum ține recuperarea bunurilor infracționale și orientarea anume spre aceste măsuri. Deci astăzi noi dispunem de prevederile legale, legea ARBI și modificările operate în context în codul de procedură penală, care prevede modul de urmărire a bunurilor care sunt rezultat din activitățile infracționale. Eu vreau să vă spun că pe parcursul acele 4 luni, mai puțin de 4 luni, am întâlnit la Procuratura Anticorupției, m-am axat anume problema recuperării mijloacelor din ceea ce ține de furtul secolului. Și la momentul când venisem, era un procent destul de mic, iar când am plecat, erau deja peste 50% de bunuri care erau urmărite.
care acopereau 50% din acel miliard. Au fost urmărite bunuri imobile valoroase în municipiul Chișinău și alte. Eu nu sunt în drept să vă dau toate detaliile, chiar și nu eu instrumentez la moment cauza, dar vă spun că la momentul plecării, la începutul lui octombrie, cifra depășea deja 50% din bunuri care asigurau restituirea mijloacelor din furtul miliardului. Mulțumesc, doamnă Botanu. Nu poate din cele procuror, eu doamnă întrebare, dar să fie egal. Eu vreau să revină, să trag atenția noastră asupra unui aspect. Dumneavoastră v-ați referit în discurs la această dezbatere care există în mediul profesional privind necesitatea concentrării eforturilor procuraturii de corupție, ceea ce ținește corupția mare. Dumneavoastră ați făcut anumite referințe vis-a-vis de modificări care sunt necesare în legislație și noi mai avem, deși asta era o parte a întrebării. Al doilea aspect al acestui subiect ar fi aspectul organizatoric. Considerați numărul de procuror suficient în procuratura anticorupție sau urmează numărul de ofițeri detașați acolo, este suficient? În general, e necesar să mai păstrăm instituția asta de detașările ofițerilor? Este asta compatibil cu cerințele care sunt față de procuratura anticorupție sub aspectul volumului de lucru care există pentru procuratura specializată? La competențele actualmente existente ale Procuraturii Anticorupției, și anume competențele ce țin de conducerea urmăririi penale în cadrul CNA, unde avem foarte multe dosare, numărul încă putem să spunem că este unul insuficient. Ținând cont de acele restanțe a cauzelor penale care erau la anul 2019-2020, care cu mare greu au fost reduse cele restanțe pe parcursul anului 2020-2021, deci numărul de angajați este unul care nu face față volumurilor, ținând cont de competențele mult prea largi și a Procuraturii Anticorupției și a Centrului Anticorupției, Centrul Național Anticorupției, care are competență și exercită urmărire penală într-un număr foarte mare de cauze. Deci, în situația în care ca să fie depășită situația despre care am vorbit, s-a recurs la delegarea în Procuratura Anticorupție a mai mulți procurori din procuraturile din teritoriu, ceea ce a permis redresarea la un moment a situației. Dacă în perspectiva că competențele Procuraturii Anticorupției vor fi revăzute, eu cred că acest număr este suficient pentru a face față lucrurilor, dar la competențele care și le-a tras Procuratura Anticorupției la ziua de astăzi, este un număr insuficient. Vă mulțumesc, având în vedere că aspirați la o funcție managerială și o parte din activitate ține anume îmbunătățirea managementului în cadrul procuraturii, vă rog să spuneți viziunea dumneavoastră asupra integrării abordării bazate pe drepturile omului în cadrul procuraturii anticorupție, anume aspectul ce ține de nediscriminare, egalitate de gen, prevenirea hărțuirii la ofițiu, la locul de muncă. Dacă o viziune vreau să o dezvoltați? Mulțumesc, e o întrebare interesantă. Eu de fiecare dată am pledat pentru respectarea ceea ce ține de drepturile omului și consider că ceea ce garantează astăzi un comportament corect în cadrul Procuraturii la General Numărul Anticorupție este un sistem de etică profesională introdus și care este dezvoltat în materie respectivă. Eu vreau să spun că, așa, fără multă modestie, eu sunt și co-autorul la comentariul Codului de Etică pentru Procurori, unde respectării drepturilor justițiarilor, respectării drepturilor cetățenilor. Comportamentului corect cu colegii este atras o atenție foarte și foarte mare, deci codul este destul de voluminos, referitor la fiecare din aceste aspecte, m-am expus. Noi am operat, când am fost membru al Consiliului Superior al Procurorilor, am operat în codul de etic și anumite modificări. Au fost atras un specialist din Finlanda care s-a expus și el asupra conținutului codului, cum îmi scapă numele,
În fine, dumnealui a tras atenția anume la ceea ce a spus dumneavoastră, că lipsește ce obligația procurorului de a se abține de la hărțuiri sexuale și de altă natură. Poate într-o perspectivă acest cod să fie suplinit cu astfel de prevederi. În rest, codul a fost recunoscut unul foarte și foarte bun și la nivelul corespunzător cerințelor care sunt înaintate în, la nivelul organismelor Consiliului Europei. Mulțumesc. Da, vă rog. Eu am o întrebare. Deci, vizează e mai mult aspect de autoapreciere. Cum considerați dumneavoastră să primiți toate criteriile și condițiile de accedere în poziția pentru care candidați și care sunt avantajele și dezavantajele de ce numai dumneavoastră în raport cu contracandidații din acest concurs și am în vedere în special criteriile profesionale și manageriale. Care experiență a dumneavoastră considerați utilă pentru poziția de manager a acestei subdiviziuni? Oricum este o instituție importantă și poziția respectivă e foarte responsabilă. Deci, ca și... O să încep cu avantaje. Ca și avantaje, eu aș vrea să subliniez, în primul rând, că am o practică managerială de a conduce în colectivele de diferit rang. Am fost procuror, viceprocuror al municipiului Bălți, una dintre procuratorile foarte mari din țară și care întotdeauna a avut o prestație la nivel înalt între organele procuraturii. După aceasta am avut experiență managerială conducând două procuraturi din teritoriu, deci fiind procuror șef al Procuraturii Raionului Sângerei și al Procuraturii Raionului Criuleni, în Criuleni mai puțin, 2 ani de zile. Deci, ceea ce a fost, activitatea mea a fost în repetate rânduri apreciată de către conducere, fiind stimulat pentru rezultatele obținute în gestionarea acestor entități. Practica care am avut-o în calitate de membru al Consiliului Superior al Procurorilor tot a dezvoltat foarte și foarte mult viziunile asupra modului în care urmează a fi gestionată procuratură, inclusiv o procuratură specializată. Pe lângă aceasta, aș vrea să vă spun că sunt formator la Institutul Național al Justiției, anume la compartimentul managementul și leadership-ul în procuratură. Deci la panelele care țin de instruirea continuă a procurorilor. Și apropo, de aici plec imediat la o prelegere în fața procurorilor. Deci am reprezentat organele de autoadministrare a procuraturii în cadrul raportării la în fața parteneriatului este în ceea ce ține implementarea și reforma procuraturii și asigurarea independenței procurorilor și a procuraturii. Am fost membru al delegației guvernamentale în acolo unde e vorba despre deci, Comisia Interguvernamentală Republica Moldova, România pentru implementarea acordului de asociere. A fost reprezentat, inclus prin hotărârea Guvernului, din partea Consiliului Superior al Procurorilor. Pe lângă aceasta, am fost în grupul de elaborare a strategiei naționale Moldova 2030. Propunerile care le-am înaintat în ceea ce privește asigurarea independenței procurorilor și care le-am zamislit încă prin anii 18-19, acum văd că sunt acceptate pentru a reforma însă și structura și a organelor de autoadministrare și gradul de asigurare a independenței procurorilor și așa mai departe. În final, am o practică de didactică la Universitatea de Stat ale profesorului Bălți, acum 8 ani, iar actualmente mai sunt și doctorant la școala doctorală drept a Universității de Stat din Moldova, anul 3. Ca ajunge cu avantaje, să vă spun un dezavantaj care l-am.
Sunt introvert. Am prins de 50 minute deja. Da. O oră. E o întrebare. Fix o oră. De că dacă noi avem 40 de minute doar la pe Zoom, n-ar fi corect să dăm cuiva 50? Nu, noi avem nimic la pe Zoom. Aici este așa, dar... Nu, ok, dar ne-am potrivit 45 de minute. Hai să... Ok. Dacă sunt întrebări. Da, o întrebare. Mă trebuie să o formulez foarte clar. Eu țin mult clarificarea acestui aspect. Domn Bordeanu, funcția la care dumneavoastră aspirați e o funcție cheie în ținând de prevenirea și combaterea corupției. Pe de altă parte, Procurorul General este implicat în acest proces de numire a Procurorului Șef Anticorupție. Așa cum stabilește legea, funcția de Procuror Șef a Procuratorului Anticorupție este subordonat ierarhic Procurorului General. Vreau să vă întreb cum dumneavoastră vă gândiți să asigurați autonomia procesuală a instituției Procuraturii Anticorupției în general și a procurorilor anticorupție în special, astfel ca să reușiți să respectați și principiul independenței procesuale și acela subordonării ierarhice față de Procurorul General. Cum veți construi comunicare ca să... Deci, eu întotdeauna sunt de poziția că principiul, și asta nu e părerea care îmi aparține, este vorba despre recomandările care sunt făcute de către Comisia de la Veneție și de către Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni. Nu există în cadrul Procuraturii contradicții între principiul de independență a procurorilor și cel al subordonării ierarhice. Unica, ierarhia nu poate să se implice în, și atunci când vorbim de rolul procurorului general, în activitatea procuratorilor subordonate, decât cu indicații și cu recomandări de ordin general. Iar pe ceea ce ține de examinarea individuală a cauzelor penale, urmează să se expună procurorul ierarhic superior și instanța de judecată în ordin contestare. Deci asta este poziția mea. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Alte întrebări nu sunt? Nu. Vă mulțumesc, domnul Bordean. Veți fi știnsă tuturor după finisarea interviurilor. Acum, să pierd 5 minute, este de ajuns ca să ne îndeplinim fișa? Da. Da. Noi trebuie să intrăm în deliberare. Vă mulțumesc și o zi bună. Eu de asta și v-am întrebat câte minute este nevoie, că la interesul pot anunța posibil rămâne în deliberare, dar vă rog, întâi de 5 minute ca să reușim. Ok. 5. 7 minute. Ah, păi noi trebuie să facem... Posibil rămâne în deliberare.